Proiectul pentru dotarea cu aparatura Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin cu finanțare europeană a fost admis după verificarea administrativă. Peste 80 de tipuri de aparatură și echipamente medicale de ultimă generație vor fi achiziționate în cadrul acestui proiect. Proiectul a fost depus la sfârșitul lunii septembrie a anului 2020 și este de departe cel mai amplu obiectiv în ceea ce privește dotarea celei mai mari unități medicale din județul Mehedinți. Acesta completează eforturile depuse de către președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, pentru modernizarea infrastructurii de sănătate, astfel încât unitatea medicală să aibă capacități adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2. Proiectul este depus în cadrul programului programului operațional Infrastructură Mare și urmează ca în scurt timp să intre în ultima etapă de evaluare. Imediat ce se va primi confirmarea că a fost aprobat pentru finanțare, se vor demara procedurile de achiziție pentru cele 87 de tipuri de aparatură și echipamente medicale care au fost prinse în proiect. Articolele medicale au fost stabilite cu minuțiozitate de reprezentanții Spitalului Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin, dar de departe, ambulanța ce va fi achiziționată are un specific aparte, mai ales că mijlocul de transport deja existent în dotarea unității medicale este depășit. Printre echipamentele avizate se regăsesc patru aparate ecograf, un tomograf, 10 paturi ATI, un electrocardiograf și un aparat de anestezie de înaltă performanță.